Între 1 și 3 noiembrie 2024, Slobozia a găzduit ediția a 17-a a Festivalului Internațional de Șah Cupa Satori. Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv Satori Art, cu sprijinul antrenorului Daniel Nițu. Competiția a reunit peste 300 de jucători din peste 60 de cluburi și din 5 țări, Ucraina, Bulgaria, Moldova, Grecia și România, consolidând prestigiul turneului în regiune. La turneul principal, marele câștigător a fost Valentin Novak din Republica Moldova, urmat de Adelin Dăscălescu de la Clubul Sportiv Municipal București și de Sorin Samu de la Clubul Vacos Arad. La categoriile dedicate copiilor s-au remarcat Răzvan Roșu din Brăila la categoria 8 ani, ucraineanul Demirov Mihalo la categoria 10 ani, iar la categoria 12 ani Răzvan Pârvu de la Clubul Oxigen București. Pe lângă alte premii și recunoașteri, s-au acordat și table de studiu al șahului Magne 2D. Această ediție a susținut programul Educație prin Șah, care promovează dezvoltarea gândirii critice și a abilităților strategice în rândul tinerilor. Mulțumiri speciale au fost adresate tuturor participanților și partenerilor, precum și Federației Române de Șah. Președintele Clubului Sportiv Satori Cristian Ursu și antrenorul Daniel Nițu au mulțumit tuturor celor prezenți și au lansat invitația pentru edițiile viitoare.